Gruparea de hackeri Romanian National Security a spart site-urile publicațiilor și televiziunilor TV2, Budapest Times, Moghyorhírlap și Eco TV. Vizitatorii erau întâmpinați cu un mesaj în limba română care făcea referire la evenimentul de la Miercurea Ciuc, în care extremistul Cibi Barna a spânzurat simbolic o păpușă care îl întruchipa pe Avram Iancu chiar de ziua maghiarilor. V-ați înșelat crezând că o palmă dată istoriei și poporului român va întoarce și celălalt obraz. Conștiința națională ne obligă să luăm măsurile morale ca eroii neamului român să se odihnească în continuare în liniște. Nu vom uita și nu vom ierta. Puneți-ne răbdare la încercare. O organizație de hackeri români și-au luat în mâini legea și pedepsesc statele străine. Este deviza celor de la Romanian National Security, care au accesat și modificat paginile principalelor site-uri ungurești, așa cum au procedat și cu alte ocazii. Anul trecut de același tratament s-au bucurat și site-urile de la Le Monde, Le Figaro sau de la The Telegraph. Hackerii români au reacționat față de acuzațiile jurnaliștilor străini care spuneau că românii sunt o nație de țigani.